lupta cu tulburările de depresie, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a emis o hotărâre prin care se dispune crearea de centre comunitare de sănătate mentală, dar și integrarea serviciilor de sănătate mentală în medicina de familie. În prezent, la nivel național, activează 40 de centre comunitare de sănătate mentală în fiecare raion și municipiu. Alte 41 de centre sunt destinate tinerilor și adolescenților. Toate au atât servicii gratuite, acoperite de polița medicală, cât și cu plată. În Republica Moldova există și linia verde pentru prevenirea suicidului. Asistența are loc prin intermediul chatului anonim pe pagina pentruviața.md. De asemenea, există centrul de resurse pentru prevenirea suicidului MIRT, în format online pe pagina mirt.md. Totodată, centrul organizează seminare și traininguri în domeniul suicidologiei și ședințe de consiliere individuală pentru persoanele ce se confruntă cu diferite realități în jurul suicidului. Persoanele din Republica Moldova care dețin și cetățenie română au mai multe posibilități de investigații și tratament gratuit în țara vecină. De exemplu, vă puteți testa gratuit online pentru a vedea dacă suferiți de depresie. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul de rehab.ro.